Uitați-vă, Ken, eu pot să cred asta că asta el cu o femeie care, cum spun aieștia? Eu pot să cred într-așa ceva? Nu pot. De gen, de care gen? Creștin ortodox poate, da? Poate și o femeie o chicată în blut și nu poartă basmala, nu poartă așa, dar pe curând să ne rugăm pentru dânsa și Dumnezeu să deschidă ochii. Nu, dar poate să fie basta e plemeanță lui, de exemplu, poate să fie așa și ceva. Frate, și noi suntem în paradis, fim serioși. Ce cătăm numai spini și uscăciunele pădurii, dragii mei? El nu-i sfânt și asta nu înseamnă că el e mare păcătos. Sunt lucruri intime, există linia roșie. Mine nu mă miră dacă de grabă. O să pun, iertați expresie, în viceu camere și după aia o să arate în public. Iată-i. Membrii organizației au găsit și o explicație a ipostazilor în care apare mitropolitul Vladimir. Sfinții, în general, au fost păcătoși, oameni mari păcătoși. Dar țineți minte un lucru și cu asta încheiem. Un om are ispite de la dâns la familie. Un păstor are ispite de la toată... Vă știți, mai ales când vin oameni cu dureri și tu îi ajuți, cum după aia micheduță îl chinui pe părinte, pe copii... Pe ce se răzbună, e foarte greu să ai funcția de un păstor. Totodată, preotul Văluță spune că nu vede nimic neobișnuit în faptul că mitropolitul ar avea avere înregistrate pe numele unei femei. Dați-vă seama, este mitropolia Moldovei, să n-aibă o reședință de a primi oaspeții, o posibilitate, pentru că mitropolia nu este loc de locuit, loc de lucrat. Aceeași mașină, aceeași... Bine, biserica este un fel de stat religios în stat. Ea, ca să aibă compatibilitate cu legislația țării, trebuie să aibă și ea niște ONG-uri, niște firme, niște ceva, ca să facă tranzacțiile astea de dreptate cu statul, cum le cere. După conferință, activiștii din organizația condusă de preotul Ghenadie Văluță s-au dus la redacția ziarului de gardă, care a publicat investigația despre mitropolit ca să stropească cu aghiazmă și să se roage. Acolo însă n-au găsit pe nimeni. Spuneți-mi, vă rog, ați fost măcar o dată să-i spuneți, uitați-vă că este indecent, uitați-vă că trebuie altfel, uitați-vă că... Ați fost vreodată la mitropolit să-i spuneți? În investigația efectuată de jurnaliștii de la ziarul de gardă se arată că mitropolitul Vladimir locuiește la câțiva kilometri de Chișinău într-o casă de milioane înregistrată pe numele unei femei, cu care în anul 2012 a fost la mare în Turcia. Până acum, mitropolitul Vladimir nu a făcut niciun comentariu.